apel la 112 anunța în urmă cu o oră că un incendiu de vegetație a izbucnit pe un câmp în comuna Miroslava, localitate situată în imediată apropiere a municipiului Iași. Din cauza secetei, flăcările au cuprins o suprafață de 20 de hectare. Au intervenit 31 de pompieri și 5 autospeciale. Din nefericire, pe câmp a fost găsit corpul carbonizat al unei femei de 70 de ani. Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili cine este victima și de ce femeia se afla pe câmp. Doar în urma necropsiei, anchetatorii vor putea stabili dacă era deja moartă sau dacă a decedat din cauza arsurilor.